Și ar trebui să fie aici? Curge de la spital. Deci acela este un cămin de canalizare. Se vede cum a săpat apa și merge spre cernă. Da, este. Mama! Stai mă, că e în timpul meu, să-i mă. Da? Ambulanța lăbești? Ca să vede de nou și ambulanța lăbești? Da, este un punct. Avem o ambulanță sau două, știi? Care răspunde la unul. Asta e ceva de apă? Ia frumos câinele la mort. Uite câinele la mort, o să-l punem noi pe reprezentantul care se ocupă cu animalele astea. Uitați coșul ăla. Care? Așa, coșul ăla? Aia este scurgerea de la spital. Băi, omule. De la centru de bătrâni este acum. Băi, omule, vorbesc serios? Deci câinele ăla... Sunt coși acolo. Da. Intru eu să-l dau la o parte. Da, uite câinele ăsta, e mort, săracul. Ia să vedem noi dacă într-adevăr e o canalizare. Bă, hai dreptate! Asta e România creștinilor. Vedeți-te. România creștinilor. A mincinoșilor, a hoților. Da? Petre. Deci, l-am pământenit, tată. Și mă, aici. Ce unde scurge, mă, tată? Uite cum l-a ascuns, bă. Nu văd. Uite aici. Băi, omule. Unde-i țava? Ha? Ia vedeți. Da. Nu văd. Să vede sticla aia băgată, dar... Da, am zis. Hai să verificăm. Păi nu, că n-a plăt... N-a... Deci... Nu m-a convins. E să vede... Să vede o gaură încolo. Să vede încolo țeavă. A, uite-mă cum curgem. Ai dreptate. Iată. Uite o hârtiuță, o frunză. Nu, omule, curge, e canalizare. E canalizare. Păi e și un domn din spital și acum... Unde, unde? Aia e canalizarea? Da, 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 uite, uite. Ia, păi transportă, uite, curge, uite. Da. Păi nu, și aici apa de acolo, cred că mai e una mai sus, că n-a plouat de... De unde a ta apă strânsă? Păi da, uite, apă de acolo nu mai e. Decât acolo. Dacă n-ați luat, unde trebuie să fie apa? Hai că mai găsim una. Sunt vreo trei așa. O să vedem și stația de epurare. Deci avem... Ce să mai vorbesc? Așa e toată comuna, ia uitați. E mari mărăcini. Noi așa e place canalizarea? În drum? Deci iată, apa s-a oprit. Aici e un izvor, mă, omule. Și voi nu știți. Da. Posibil. De unde izvorește ea? Mascate? Cum dracu sunt? Ia. Câinele ăla. O să întrebăm de ce a decedat. Bă, nu știu pe unde vine, dar vine. Da, o să întrebăm să vedem unde are la ei canalizare. Spitalul. Da, să le dăm întrebări. Gata, hai. Cred că pantofi. A căcat într-un.
Hai ca să-ți dăm răspunsul! Nu mai vii? Cum? Bine, dea parcă te simt că nu e corect. Nu mai vii. Că ți-e frică? Este frică? Da. Și eu monitorizare video. Și ce dacă am? Păi nu. Nu nimic, vedem și noi. Supraveghere. Deci aici, ambulanța aici? Da, este un... Unde ține tata? Într-o magazin? Unde ține? Nu, uitați-l acolo. Una de rezervă și cealaltă cred că e pe traseu. Răspunde la 112. Răspunde, ne? Este doar, cum să vă spun, un punct de ambulanță, nu e prim ajutor. A fost spitalul ăla, da? Și este pentru recuperarea de tumbă. Ce vreau să spun să cine-l subvenționează? Consiliul județean. A, nu primăria. Nu, e al Consiliului județean ăsta. A, așa zice stată, da. De GSPC-ul. Da, da. Ia să vedem noi. Funcționează astea? Vă rog, am sunat. Am sunat. Deci, păi veniți-i coace! Doamnă, nu că pentru, dacă tot ați venit și veniți-i încoace. Adică ce fac? Urlu așa să... Deci ce se întâmplă? Ei aici probabil că sunt îngeri, îngeri din asta. Mă uitam la cablu. O fi fost pusă de primar, l-o să-i plăceau cablă, dar n-a lucrat el cu fibră optică. A ieșit-o, doamnă. Haideți, doamnă, veniți la poartă, deci angajatele Consiliului Județean, ce facem? Deci spunem și nu vin oamenii. Domnule președinte al Consiliului Local, sunteți un om extraordinar și mă bucur că existați. Domnul director. Și prefectul, cum? Domnul director. Și prefectul. Datorită dumitale, ca președinte al Consiliului Local, noi am rezolvat foarte multe probleme aici și cu domnul prefect și cu Poliția Română. Să poate? Nu face, dacă nu poți să intru, vină, stai de vorbă cu noi. Dar de ce? Sare cacalacul pe dumneata? Eu vorbesc cu urât. S-a trezit probabil că e votat. Nu știu, o să vedem ce salare are. Domnule, unde dați canalizarea? În canalizarea comună. Aici este punct de canalizare, da? Adică are o traversare pe lângă câinele ăla mort, că n-a fost resuscitat. Nu. Dar pe unde? Mai încoace. Nu, e pe sub drumul în partea cealaltă. Aha, și duce la canalizare, da? Aveți apă potabilă de la comună? Nu aveți de la comună, o aveți aici. Avem apă menajeră. Cum? S-a întâmplit. Cum adică apă menajeră? Păi și... Pacienții dumneavoastră, dacă aveți ceva de comunicat, nu spuneți, dacă nu, vă spun eu. Nu puteți să intrați. N-am intrat, uite. Nu, vă rog frumos, citiți pe poartă ce scrie. N-am intrat, omule, vezi, dă treaba ta. Nu, stați puțin. Ia uitați-vă la covorul ăsta. Deci covorul ăsta este un scat. Mă, mă, le până aceea, uite, n-am văzut de asta. Nu scrie la poartă. Ce-a mă, 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 înțelegi? Așa, deci... Aveți altceva de... Păi, am întrebat-o, dumneata, de unde bea oamenii ăștia apă? Achiziționăm. Adică ar fi fost din partea dumitale, într-un mod civilizat, să vii la poarta aceea. Dar atenție, o să-ți luăm camerele, da? O să-ți dăm la președintele Consiliului Județean și o să te taxeze. Pentru că o să vedem. Achiziționează apă, da. Dumneata, ce ești aici, directorul? Mulțumesc, dar ce ești dumneata aici? E probabil că e la brancard, o fi brancardier sau ce? Dom'le, ești brancardier de asistent, ce ești? Eu respect o faina asta. Ce ești dumneata? Eu mă numesc Jeanu Hari Florin, cu cine am ales? Dimalin. Domnul Dimalin, ce funcție aveți aici? Director. Am înțeles, domnule director. Vedeți dumneavoastră că acest covor este uscat? Nu, este ut. Dom'le, minte omul ăsta cu nerușinare. Dom'le, minte omul ăsta cu nerușinare. Ia vină-mă încoace. Ia vină-mă încoace, ziaristule, vină-mă încoace. N-aveți voie să intrați. Ziaristule, dă-mi timp n-aveți poliția. N-aveți voie să intrați. O să-ți fac plângere pentru minciul ăsta. Ia pune mâna pe el. E uscat? Uite. Uite, uite. Din ce dau oamenii apă de aici? Că dau apă nepotabilă. Achiziționăm apă potabilă. Pentru beneficiari. Da. Am înțeles. Beneficiari fiind pacienții de aici. Da, da, da. Ce se întâmplă în România?
bugetarii aceștia care îi vedeți, el susține nu știu ce aberații acum, da? Am intrat în curte, n-am intrat în clădiri. Și am intrat până aici. Curte, n-aveți voie să intrați. Da, mă, și ce faci? Ia de la bătaie cu bățul. Nu voiam la bătaie, păi, ce? Am înțeles. Am înțeles. Doar. Oamenii nu au apă potabilă. Bani se alocă la primărie? Cât ai zis că se alocă pentru apă? Nu, am înțeles că undeva la 2000, între 2000 și 3000 pe lună. Așa. El este susținut de Consiliul Județean. Are buget propriu. Lasă că noi vorbim de Consiliu. Tu filmezi de pe geam. Am înțeles că undeva între 2000 și 3000 ar costa apa, dar pe surse, nu arată nimeni. Nu, ba da, o să ne arate. Omule, fii atent. Pentru apă de băut. Fii atent, ce-am găsit aici la voi? Problema este alta. Ah, ia zi. Apa noastră este gălbuie, miroase a noroi, nici nu spală bine. Aha, bazinul. Dânsii. Așa. Dânsii. Apa livrată pe rețeaua a comunii. Apa potabilă. Chiar. Dânsii spală cu așa ceva. Ce e aici? Am văzut că zrufele acolo. Da, deci nu-și pot permite să cumpere apă potabilă. Ca să spele rufele. Ideea este că mulți, eu nu sunt acotat pentru că n-am canalizat unde stau, dar foarte mulți spun că put după un duș cu apă. Adică o fi din asta carbogazoasă, pentru că sunt stațiuni foarte multe aici, în zonă. Da, mai mult nămoloasă. Nămoloasă? Miroasea nămoloasă. Păi de la nămoloasă. Hai să mergem la altă locație. Stai acolo că vin 10 minute spre 2. Bine, omul se facă cultură. Bine, nu cultură de porumb, cultură de cultură. Drapelurile, da, sunt ronțăite de către porumbei. Aici am văzut eu porumbei, da? S-a căcat pe drapel. Ia uite. Parcă zici că suntem în nebun, meu. Parcă zici că a fost un cataclism. Parcă zici că Putin a trecut pe aici deja cu războiul. Deci, nu are, o persoană cu handicap nu are cum să vină la cultură. Vrei cultură? Bibliotecara sigur nu e la muncă. Ca de obicei. E liber. Ce-a făcut? E liber. Păi cheamă tata dacă... Ia, Luna, da? Sunteți pe acasă? Dă pe interfon, dă pe interfon. Păi dacă e... Deci ce se întâmplă? Aici asta e viață porumbie. Beto Covan, copilul minune. Voiam să intru și eu în cămin, dar dacă nu se poate, este scăcată. Da, e liberă. Bine. Am înțeles. Deci, este liberă, așa? Are probleme cu mama, și merge la mamă să vadă cu COVID-ul. Da. Problema este că în toată clădirea asta, cât o vedeți de mare, așa? Nu putem intra, că nu putem. Nu putem. Da. Avem un amfiteatru, a fost căminul cultural, a fost printre cele mai bune și mai. Pe timpul, adică aici pe timpul împușcatului. Se jucau călușare, da. Se jucau sau ce? De toate, nu. Deci dacă avem sală cu amfiteatrul de 200-300 de locuri, problema este că într-o cameră de 3x3, o să citiți în ziar. Așa. Sunt înghesuite 3-4 calculatoare legate la internet. Și ce că oferă internet la copii? Da. Ce mici. Pe doamna o țin la încasări de gunoi prin așa și două zile pe săptămână doar. Doamna pe plătecă? Stați aici. Da? Marța și joia. Și vin copiii și se înghesuie în 10 grade. O să vedeți în ziar, că am și poze cu ei. Aha, avem poze, da? Bun. Și toate cărțile strânse de-a lungul anilor sunt în niște sași la etajul 2, într-o cameră care plouă doar parțial în ea. Și ei sunt puși lângă un perete. Păi da, dar schimbă de acoperișul. Care acoperiș? Deci cu căminul ăsta e o întreagă istorie. Fostul primar s-a luptat vreo 3 ani de zile, a fost la CNI, iar actualul primar la într-o ședință ar fi recunoscut, mai trebuia o hârtie. Haideți să vă arăt ce am înțeles eu. Ia. N-am văzut proiectul că nu se arată, toate sunt cu drepturi de autor, poate nu știți. A, da? Da. Deci, toate proiectele în ultimii 10 ani care le-am început, arătați-mi și mie planșa de la un metru. Și ce a zis? Nu mi se poate pune la dispoziție, că sunt cu drepturi de autor. Adică drumuri și poduri. Nu există cu drept de autor, omule, ce? Drumurile și poduri. Copiez proiectul și îmi fac pod la mine. Da. Păi ce acoperiș ca lumea, e făcut enorm mult. Deci cărțile sunt undeva în sala asta. Ia uite ce toaletă aici. Ai toaletă? Aici e un beci care din cauza acestea au vrut să pună centrala și n-au prevăzut un geam. Aha. Și mai trebuia adus acel detaliu de execuție, da? Trebuia adus la București, la CNI, era proiectul aprobat. Și n-au vrut. Aha.
De ce să-i se atribuie postului primar? Ia uite ce miroase aici și uite, uite cu noi, uite aici, uite. Așa am înțeles. Nu, nu, stai aici. Ce s-a întâmplat? Ce miroase? Da, auzi, dar astea ce-s toaletele? Da. Ma, funcționabile? E. Mamă, ce miros aici, aici. Ah! O, oh, ia uite ce miroase. Da, da. Da. Deci, dragii mei, băi, comisariatul ăsta al gărzii de mediu, o să vezi că o să ai surpriză primarule. Dar ce este? E o firmă cu ei aici? E un privat, un... Deci este proprietate privată? Stai un pic, asta aici nu e proprietate privată. Asta nu cred. Dar, dar de unde provin dejecțiile astea? Da. Avem poliție aici? O să aducem poliția pentru chestia aceasta. Ca să hai să mergem la... Nu cred că asta este privată. Nu, hai să mergem la poliție. Acolo, Marco, și te-a trimis directorul să vorbești cu mine? Acum ce ai făcut? Am rămas cu Ivo Român. Săraci, au rapel. Au drapel. Au drapel. Au numere de telefon. Au tot ce le trebuie. Ați spart la poliție. Ce-a făcut? Apel unic, doar atâtea. Dragii mei, nu sunați la asta, dar telefon de serviciu. Hai să sunăm la poliție, nu filmați numerele. Înțelegi? Păi cum să sun la numărul de fix? Ai, lădești, e clar. Lasă-mă un pic, doctore, că sunt la filmări, vremi mai târziu. Deci, hai să sunăm. Dar nu filmați numerele. Nu filmați numerele, că... Nu? Nu, nu. Sperea că sunt publice? Nu, 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 că ți le blochează. Atenție! Ia! Sunăm la telefon la secția 8 de poliție rurală, Lăpușa. Apel unic de urgență. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Gianna Harry Florin. Mă aflu la postul de poliție din comuna Lădești. Da. Și am nevoie de un echipaj de poliție. De poliția de aici, din comun, sau nu există? Numele meu este agent Bocșe Ștefan, da. În cadrul postului de poliție Roiești. Da. Momentan, din câte știu, la postul de poliție Roiești este posibil să nu existe nicio controlată, pentru că serviciile se fac la nivelul tehnic, da. Și sunt patrule de la secție care acționează în caz că este nevoie de un echipaj de o intervenție. Bună, avem nevoie de un echipaj de poliție, eventual dacă are și o cameră ar fi bună, pentru că cu sprijinul poliției române am rezolvat foarte multe cazuri referitor la o poluare masivă, chiar tacit din partea unei instituții acceptă această poluare, chiar la căminul cultural sau sala culturală, în spate acolo. Da, 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 deci ascultați-mă, eu sunt de serviciu cu un alt coleg, acum suntem de patrulă. Momentan suntem în comuna Roiești, la centru de pătrân, unde avem o pepară deschidată. Și mai avem... Acolo unde am fost noi? Nu, 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 întrebam dacă că am fost și noi la un centru de bătrân, dar e un lucru bun că sunt în zona asta. Centru de bătrân de la Roiești, comuna Roiești. Păi atunci știți ce facem, ca să nu vă mai deranjăm, pentru că sunt convins că dumneavoastră o să vă faceți treaba aceea. Adică eu vă sesizez că în spatele căminului este o grămadă mare de gunoi, o grămadă mare de gunoi, și să faceți și dumneavoastră un proces verbal, precum că v-a sunat un cetățean, numele de Gianna Harry Florin. Ascultați, ascultați da. Puțin, dacă ați considerat că doriți să vină da. În acest moment echipajul, trebuie să șeful de pe centrală și la cetățenii și să vedem, poate să direcționez de acolo alt echipaj, că v-am spus, noi care suntem de patrulă, momentan suntem la intervenție. Bun, dar am înțeles. Bun, nu vreau să vă deranjez, mă, nu, lăsați că nu-i nevoie, pentru că o să trimit în scris, nu e problemă. Ideea e să puneți și drapel aici la postul de poliție, că... Na, e poliție.
Da, am înțeles. Da, bine. Da, bun, e regulă atunci. Deci nu vă deplasați pentru că o să trimite un scris. Dumneavoastră, dacă sunteți prin zonă, o să vedeți, să constatați, să faceți măcar o fotografie în urma sesizării care o să o fac și eu. Noi am filmat, domnul primar fuge, nu vrea să discute cu noi. Nu știu dacă, de ce. Dacă ați întocmit dumneavoastră acte și filmați așa, puteți să vă adresați cu ele Institutul Reabilitate și în acest sens urmează să se facă verificări. Bun. Bun, scuzăm poliția română, pentru că dacă sunteți la un caz, prefer să vă rezolvați problemele acolo, noi putem să le facem și mai departe. Da, la un apel prin 1-2. Da, deci, Geană, mă numesc, cu cine am avut onoarea? Că... Agent de poliție Bucșe Ștefan. Bine, domnul Bucșe, bine, mi-a părut bine, cu respect, sănătate, sănătate. După cum ați văzut, există și polițiști adevărați, da? Băiatul s-a prezentat, bă, cred că este tinerel, da? Și vrem să facem o adresă către garda de mediu. Bun, haideți să mergem. Drapel, a spus că o să pune drapel, o să domnule la inspectorat. Lipsă de drapel. Legea 45, 75, pardon. Ce uite, curge în... Mai bine din când...